Luni seară, polițiștii de frontieră au observat în Teceu mai mulți bărbați care au trecut granița din Ucraina în România prin apa râului Tisa. Ajunși pe malul românesc, au început să transporte colete voluminoase, moment în care polițiștii de frontieră au acționat pentru reținerea lor. Observând patrula poliției de frontieră, bărbații au abandonat coletele și s-au îndreptat spre teritoriul statului vecin, ignorând somațiile polițiștilor. Imediat au fost informate autoritățile de frontieră ucrainene despre eveniment, iar la locul faptei au fost descoperite 13.250 de pachete cu țigări în valoare de peste 155.000 de lei și polițiștii de frontieră din cadrul sectorului PF Brodina au descoperit două colete care conțineau țigări de contrabandă, 2.930 de pachete. Țigările în valoare de 35.000 de lei au fost confiscate, iar în continuare se fac verificări pentru identificarea persoanelor implicate.